Sala Centrului Cultural Eugen Ionescu a găzduit aseară spectacolul Ultima șansă, adus la Slatina de Teatrul Anton Pan din Râmnicu Vâlcea. Piesa este o comedie de succes care aduce în prim plan iubirea, dar și trădarea. Actorii vâlceni s-au simțit extraordinari în orașul nostru și au mărturisit că revin pe scena Centrului Cultural cu mare drag de fiecare dată. Cum a simțit publicul slătinean în această seară și dacă este pentru prima dată când jucați aici la noi? Nu am mai fost aici, am fost cu mai multe spectacole, chiar și cu Ultima șansă am mai fost și s-a dovedit sala neîncăpătoare atunci, așa că am mai venit încă o dată. Și publicul este foarte receptiv, ne bucurăm mult să jucăm aici și să oferim o poveste frumoasă de dragoste, zic eu. Piesa de teatru aduce în lumina reflectoarelor dragostea care a dus la întemeierea unei familii. Iubirea a pălit, însă odată cu trecerea anilor și infidelitatea și-a făcut loc ușor-ușor în cuplu. Astfel, soția află chiar de la amanta soțului că este înșelată. Ironia face ca sinceritatea absolută a amantei să încurce ițele poveștii și să pună la grea încercare o căsnicie de 20 de ani. Tema pe care dumneavoastră ați prezentat-o a fost percepută de publicul din sală ca o temă actuală. Da, din păcate, nu? Sper să nu fie chiar așa și să vedem și partea pozitivă din poveste și întotdeauna să dăm o șansă. Slătinenii au fost impresionați de jocul actorilor, dar și de decorul inedit. Publicul din sală a apreciat tema piesei ca fiind una de actualitate. Cum ați apreciat piesa din această seară? Foarte frumoasă, o temă de actualitate, infidelitatea, actorii foarte buni, foarte bună. Foarte frumoasă. Mesajul transmis de actor? Nu știu, aș vrea să-l întreb pe el cu cine a rămas până la urmă, că nu știu. Asta vreau să-l întreb. Ne bucurăm că lumea începe să prindă gustul pentru teatru și sperăm și pe viitor să venim la tot atâtea piese bune. Păi asta e, face parte din real. O piesă care m-a emoționat, de fapt a spus o realitate a zilor noastre. E posibil ca acel amant sau acea amantă să redescopere iubirea dintre soți. A fost foarte plăcută și din câte s-a văzut, publicul a fost destul de receptiv. Tema abordată este una de actualitate, considerați? Da, destul de actualitate. Comic, frumos, fiecare vrea câte o a doua șansă. Ce are?